Astrologia au vești bune și întrebăt surprize frumoase pentru unii din nativii ai zodiacului, atât în dragoste, cât și în carieră. BERBEC Astăzi, fără prea mult efort, berbecii vor realiza tot ce își propun la locul de muncă, iar spre seară, posibilele tensiuni în familie se vor diminua doar cu ajutorul comunicării. TAUR Taurii vor încerca să fie diplomatici chiar și în momentele de presiune și stres. Astăzi, la serviciu, fiți pragmatici și încercați să nu contraziceți șefii și colegii. GEMENI Sfatul zilei pentru gemeni este să aibă suficientă răbdare și să nu tragă concluzii pripite, pentru că totul se va lămuri. RAC Racii privesc lucrurile într-o manieră pozitivă mai mult de atât, aveți unele idei mai îndrăznețe pe care vreți să le puneți în practică, iar partea și mai bună este că stelele vă ajută. Leu, rutina instalată la locul de muncă îi nemulțumește pe lei și e posibil să vă contraziceți cu o femeie în legătură cu o situație, spun astrele. Fecioară, nativilor fecioară nu le lipsește ambiția și energia, dar atenție la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât și în dragoste. Balanță, balanțele își doresc să fie înconjurate de afecțiunea oamenilor pe care îi iubesc. În plus, un vânt de bun augur bate pe cerul final finanțelor voastre. Scorpion. Scorpionii sunt spontani și vor pregăti surprize pentru persoana iubită. O cină romantică este o idee grozavă. Săgetător. Țină rocoasă pe plan financiar pentru săgetători. Pe lângă asta, dacă nu sunteți singuri de anumite decizii, mai bine amânați. Capricorn. Și capricornii sunt norocoși, dar în cazul lor vorbim de afaceri. Chiar dacă au momente în care simt că cedează, vor ști cum să obțină tot ce își doresc. Vărsător. Vărsătorii, în schimb, sunt nesiguri în legătură cu ce vor să facă cu banii. Este timpul pentru planificare, angajare și responsabilitate. Așa că puneți-vă entuziasmul și talentele la treabă. Pești. Peștii sunt invitați la o petrecere. Pentru nativi singuri se anunță o zi norocoasă pe plan sentimental. Relatează observatornews.ro.